Jiul, vechiul Rabon, râul ce creează cel mai spectaculos canion din România. Râul care oferă pe întreg sectorul montan o spectaculoasă priveliște de ape repezi, cu praguri și repezișuri, cu albia strânsă între șosea și calea ferată, sugrumată parcă de pereții verticale ai stâncilor. Jiul, cel care străbate munții, cu numeroase salturi și treceri vijelioase peste praguri de stâncă, cursul vijelios de apă angajat temerar la străpungerea munților, râul care a ferestruit cu tenacitate, mileniu după mileniu, stâncile dure, lăsând în urmă între Bumbești și Livezeni un drum de circa 30 de kilometri întortocheat, cu întoarceri chinuite și meandre încătușate. Râul, șoseaua și mai apoi drumul de fier. Ultima verigă a unui timp modern, care a dus la acea contopire între om și natură, care a dus la apropierea duhului românesc dintre cele două regiuni, Oltenia și Transilvania. Actuala axă de comunicație între Petroșani și Târgu Jiu își are originile încă de pe vremea dacilor și romanilor, când surse istorice spun că prin anul 102 după Hristos, conducătorul cohortei a patra romană Cipria, Lucius Quintus, și-ar fi streculat călăreții pe o potecă pe lângă stânci, dorind să lovească din spate oastea lui Decebal. Dar dorința de intensificare a unei căi de legătură între Oltenia și Transilvania apare abia după anul 1870, sub impulsul boom-ului economic din Valea Jiului, când începe construirea unui drum prin defileu, a cărui construcție va dura 20 de ani, inaugurarea oficială având loc în septembrie 1894. Este momentul în care tot acum se studiază de către constructori ideea construirii unei căi ferate. În anul 1924, statul român sub guvernul Gheorghe Tătărescu alocă o sumă de bani, lucrările demarând în punctele de la Meri și Livezeni. Se vor realiza un număr de 17 km, cam 40% din tronson, dar lucrarea va fi abandonată în septembrie 1940. Era de maximă importanță crearea unei legături feroviare între România și Transilvania prin defileul Jiului, pentru a putea facilita schimbul de mărfuri între cele două regiuni. Construcția liniei ferate, efectuată în perioada interbelică, a fost făcută în mai multe etape. 1924-1931, o linie de 4 km, dinspre Bumbești, până la podul Pleșa sau Jiu 1, tunelul Pleșa de 23 de metri și tunelul Leurzeaua de 218 metri, precum și viaductele de coastă Leurzeaua, Trântor și Meri. S-a mai lucrat o perioadă scurtă, decembrie 1933-mai 1934, apoi o a treia etapă începută în martie 1938 cu spectaculoasele Murga Mică de 493 de metri și Murga Mare de 523 de metri. Lucrându-se într-un ritm alert, calea ferată dinspre Bumbești a putut fi dată în exploatare pe 8 km din cei 31 prevăzuți până la stația Meri. S-au mai efectuat lucrări, dar într-un ritm mai lent de lucru și în perioada 1941-1944, astfel că într-un inventar în iunie 1947, linia ferată însuma 14 km. 9 km dinspre Bumbești, 5 km dinspre Livezeni. Așadar, se poate spune în creierul munților, în inima defileului. Iată unul din momentele, așa cum apar și acolo scrise, pe stânca de lucru, din 1948, anul în care s-a definitivat construcția căii ferate prin defileul Jiului. Thank you.
După 10 ani de la abandonarea lucrărilor pe defileul Jiului, noua urânduire din România acordă ca primă prioritate reluarea acestor lucrări prin mobilizarea aproape 28.000 de tineri într-un șantier național ce se va numi Gheorghe Gheorghiudeș, guvernul din 1948 impunând un ritm riguros și alert de muncă pentru finalizarea ultimului tronson până spre sfârșitul anului. Pe 1 aprilie 1948 se dă startul, zona dintre stațiile Mer și Livezeni, devenind o adevărată redută de muncă non-stop, dar și cu implicații de natură socială prin implementarea unor ore de educație cetățenească, politică și culturală. A fost întrebat de organizația de tineret dacă vreau să particip la... Și mi-a explicat că e șantierul Bombești-Livezeni, îți faci o cale ferată acolo și... Mă rog, tineretul trebuie să fie prezent, să lucreze. Și dacă vreau să mă duc și eu, am scris și eu pe lista aia. Și de aici, din județul Alba, s-au scris 300 de oameni, de băieți. 300. Era brigada 1, 2, 3 Alba. Eu făceam parte din brigada 1. Nu am călcat cu piciorul până atunci prin zonă, prin Petroșani, prin zona... Practic, noi am fost duși la Livezeni. Acolo era construit o tabără din scânduri, improvizată, așa, condiții ca pe șantier. Și... Așa cum am spus, erau împărțiți pe brigăzi, pe brigăzi. În total, pe șantierul Bombești-Livezeni lucrau atunci 30.000 de tineri, 30.000. Șeful șantierului general, șantierului era Ilie Verdeț. Programul era program de muncă, așa cum să spun eu, foarte bine organizat, putem spune așa, ca un fel de armată. Să lucra în două schimburi, noi brigadieri erau împărțiți pe două schimburi. Și noaptea, în schimbul de noapte, lucrau minerii care făceau, perforau și pușcau. Și după aceea veneam noi dimineața, un schimb și după masă al doilea schimb, care făceam ordine, duceam materialul degajat, piatra. Condiții propriu-zise de muncă erau aspre, grele, pentru că acolo nu puteai lucra nici măcar cu roaba. Se ducea cu trocul, se împrijeai bolovane cu mâna. Asta era dotarea de atunci. Și se lucra totuși cu... Cum să spun eu, era așa un stimulent. Era entuziasmul ăla de care se... Era, să știți că era. Da, toți tinerii. Seara mai învățam, sau când eram în schimbul 2, mai învățam cântece tinerești din astea. Duminica, de regulă, mergeam ori la Petroșani, la... că atunci asta era pe cale spinza teatru din Valea Jiului. Așa este, 48. Așa. La diferite spectacole era serie organizate așa, la Vulcan sau în altă parte și mergeam. Era folosită duminica. Ieșea pe munte, pe Parângul, duminica. Era...
era frumos în percep. Mergeam în vizită, de exemplu, la Târgu Jiu de câteva ori. Era, cum spun eu, era în continuu în priză. Nu erai să zic... Aveați 22 de ani atunci, noastră. A, eu aveam 22 de ani. Așa. În ceea ce privește, ce privește relațiile din... Spun, era un fel de, repet, era un fel de organizare militară, erau grupe de câte 10 oameni, fiecare grup avea un șef de grupă, dar că făcea parte efectiv, lucra efectiv alături de noi, de ceilalți, și 10 grupe făceau o brigadă. Spre exemplu, aproape 4.000 de brigadieri cu un mare grad de analfabetism au învățat să scrie și să citească, au fost construite biblioteci mobile cu mii de volume, au fost aduse sute de echipe de teatru, coruri și manifestări sportive menite să întrețină un tonus optimist celor care lucrau în defileu. Bineînțeles, nu lipseau agitatorii de partid, care erau prezenți pentru îndrumarea oamenilor din vastul șantier spre o muncă plină de satisfacții. A fost, s-a întâmplat accidente, eu știu în două rânduri care le-am văzut. Odată, după a fost ploaie, și-a venit un bolovan și-a lovit pe un, nu știu, l-a rănit grav. Am auzit că a murit. Spuneam, era un bărăci și în dormitoare, în care eram cam 15-16 inși într-un dormitor din ăla. Era spălătoare așa cum comună. Unea curgea robinete și fiecare se spăla la un robinet. Avea și un loc unde se făcea duș. Deci, condiții minime. Asistență sanitară aveați? Aveam asistență sanitară. În permanență era cineva. Nu la fiecare brigadă, dar era pe acolo, pe centrul de vezeni, aveam un centru sanitar, era și ziua și noaptea, era medic. Mâncarea, vă spun, era suficientă, dar cântărind-o cu ziua de azi, era cam săracă. Sigur. Era dimineața, de exemplu, până aveai cât aveai nevoie, dar era niște brânză, niște marmeladă, un ceai. La prânz era două feluri, o ciorbă, o cartofi sau fasole sau... Nu era puțină mâncare, era că nu puteai lucra. Acolo se lucra greu, domnule. Dacă nu munceai, dacă nu mâncai, nu puteai, te cădeai jos. Dar să dea mâncare suficientă. Suficientă. Numai că se cam repeta. Era meniul, nu era atât de variabil, cum zicem noi. Exista bucătărie de șantier acolo? Era bucătărie de șantier, sigur. Era bucătărie de șantier, o sală de mesă. Aveam pentru, când mergeam dimineața la lucru, luam un supliment pentru ore 10. Adică, ce să zic, era o preocupare, era o grijă față de oameni, nici nu putea să fie. Erați plătiți pentru muncă? Nu. Nu erați. Absolut niciun ban. Nu era niciun ban. E, așa, treaba asta se repeta zilnic. Și 3 luni de zile, de la 1 aprilie până la 1 iulie 1941. Atât ați lucrat dumneavoastră? Atât am lucrat eu. După aceea a venit un alt schimb care a lucrat în continuare până în 30 octombrie. Da, și toamna s-a inaugurat în noiembrie. Pentru mine a fost o experiență dură de viață. Atunci am înțeles că ce înseamnă să lucrez așa zi de zi și organizat și de la ora de până la ora de. Și în același timp, o să spun eu, era și disciplină, e o imprimată disciplină. N-am auzit pe nimeni spunând că de ce mă scol la ora 6 și lucrez până la ora 2. Deci era spiritul ăsta de...
Da, s-a creat, s-a organizat. Și relațiile între noi erau foarte, foarte apropiate. De regretat, n-a regretat niciodată. Cel mai înalt în funcție care era acolo, aproape permanent, era Verdeț. Alt mai mare nu a fost acolo. Cel puțin eu nu știu să fi fost nici unul, așa 3 luni pe șantier acolo. După 7 luni de muncă asiduă, pe 31 octombrie 1948, Gheorghe Gheorghiu Dej va tăia panglica inaugurală în prezența altor conducători ai statului de atunci și a sute de oameni, dând în circulație linia ferată finalizată după mai multe etape de lucru în perioada 1924-1948, dar cu un efort decisiv în perioada aprilie-octombrie 1948. Nimic nu poate fi mai spectaculos decât fascinanta priveliște a defileului Jiului văzută de la înălțimea căii ferate, cel străbate de la stația Bumbești, aflată la 300 de metri altitudine, până la Livezen, la 572 de metri altitudine. Pe acest traseu de circa 30 de kilometri, natura a fost îmbrânzită și supusă de inteligența și strădania omului. Dar cum asemenea drum prin muntele sălbatic nu putea fi realizat și trecut pe calea ferată fără o arhitectură industrială dusă la rang de artă, acest drum va deveni o succesiune de treceri peste poduri, viaducte și prin tuneluri, fapt ce dă o anvergură inegalabilă, o armonie între peisaj și contribuția omului. Există 8 poduri mari, viaducte de coastă cu deschideri impresionante, între 8 și 25 de metri, poduri și podețe mici, o caracteristică a lor constând în valorificarea pietrei naturale locale în asociație cu betonul armat. Linia ferată trece și prin 39 de tunele care au străpuns muntele, majoritatea având între 100 și 200 de metri lungime. Viziunea în profunzime acestui traseu de cale ferată de la Bumbești la Livezeni nu poate fi înrădăcinată decât dacă străbați acest traseu fascinant. Un traseu modernizat între anii 1968-1973 prin electrificarea liniei ferate, ceea ce a sporit densitatea lucrărilor de artă realizate anterior. Un traseu unde masivele Sliva, Drogul, Tarnița, Dâlma Bradului, dinspre Bumbești spre Livezeni, sau Rafaila, Cioacalainici, Cârligul Capri sau Pietrele Albe pe partea dreaptă, stau parcă într-o nesfârșită admirație asupra șarpelui de fier a căii ferate.
Un drum care uimește de îndată ce părăsește gara de la Sadu, prin monumentalitatea podurilor Pleșa și Leurzeaua, aflate în traseu până la Meri, ce au fost executate cu câte 3 deschideri fiecare, având suprastructura metalică cu talpa inferioară parabolică la tablierele centrale de 62 respectiv 52 de metri lungime. Traseul devine din ce în ce mai amplu, cu spectaculosul tunel de la Ferfegea și Ponorâta, acesta din urmă de 92 de metri, executat cu o boltă înclinată din beton armat, în care s-a înscris profilul tunelului succedat de podul Similoi sau Jiu 3, cu tabliere metalică cu deschidere centrală de 62 de metri, la fel ca și podul Noroae sau Jiu 4 de la Dâlma Bradului. De la podul Similoi urmează o succesiune de mai multe tunele, Piniș, Lespes, Piciorul Drogului, Tarnița, Hațegan, Locurele, Lainici, dar și cel mai lung compus din 20 de bolți. De fapt, cel mai accidentat traseu străbătut de calea ferată din defileul Jiului este cel dintre stațiile Mer și Pietrele Albe. După stația Lainici, calea ferată urmează un traseu sinuos printre masivii Borzii, Vineț și Dâlma Bradului, cu o altă succesiune de tunele, poduri și viaducte, precum podul Noroae sau Jiu 4, alcătuit din beton armat cu deschiderea de 13 metri. Până la Pietrele Albe, calea ferată străbate un traseu nobilat cu minuni ale arhitecturii, cu amprenta omului, tuneluri precum Noroae, Cârligul Închis, Cotor, Cârligul Capre, dar și câteva poduri și podețe. Un ultim tronson între Pietrele Albe și Livezeni ne reprezintă altă imagine a maestuosului traseu. După tunelele Rădulea și Ploștina, apare impunător și înfricoșător parcă tunelul Murga Mare, care cu cei 523 de metri lungime este cel mai lung de pe acest traseu. După tunelul Murga Mică, un nou pod spectaculos, podul Schuster sau Jiu 5, apoi la limita Gorjului cu Hunedoara, două tunele Zăcenii de 60 de metri și Polatiște de 120 de metri, executate după darea în exploatare a căii ferate. Spectaculoase sunt și viaductul de coastă Trântor, cu lungimea de 57 de metri, tunelul Lilieci de 148 de metri, construit până la limita versantului abrupt, fiind executat pe o porțiune cu ferestre spre Jiu și podul Fabian sau Jiu 7. Odată cu intrarea în depresiunea Petroșani, peisajul sălbatic este înlocuit cu larga luncă a Jiului, cu punct final Livezeni, reperul destinației noastre pe calea ferată ce unește cele două regiuni istorice, Oltenia și Ardealul. Bumbești-Livezeni, prin volumul impresionant de poduri, podețe, viaducte și tunele,
însumând 12,6 km din totalul celor 31 ai traseului, cu o densitate a lucrărilor de artă de 40%, rămâne cea mai grea construcție feroviară din țară. Un reper a maestriei și creației minții umane, care a lăsat prin decenii o adevărată lucrare de artă, drumul de fier din defileul Jiului.